Dragii mei, bună seara! Ne apropiem ușor, ușor spre finalul celor 11 interviuri ale acestei ediții, care va avea ca final evenimentul Gala Femeia Europeană din 9 mai, de la ora 17, la sala polivalentă. Vă așteptăm cu drag, dar până atunci vreau să vă prezint invitata mea din această seară. Ce să vă spun la început despre ea? Că este mamă, că este soție, că este prima femeie care a participat la acțiuni în Irak, care trei acțiuni militare internaționale și mai multe rog pe ea să ne spună, ca să nu mă încurc în ceea ce spun. Bună seara, doamna Maria Ivan, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, sunt ajutant principal în rezervă Ivan Maria, sunt absolventa a școlii de subofițeri sanitari Focșani, sunt promoția în 1987, deci cu 30 de ani în urmă am absolvit școala militară. Și am ajuns tânăr, sergent major, în garnizoana Bistrița, după repartiția de la finalul școlii militare. Inițial am fost încadrată în cadrul brigăzii 1 Vânător de Munte, care a durat până în 2000, iar în 2000, pe această locație, a venit Brigada 81 Mecanizată General Grigore Bărlan, care m-au preluat și mi-am continuat activitatea pe aceeași locație, de unde am și ieșit în rezervă. Deci să înțeleg că sunteți un pic de moldoveancă. Da. Așa, dar transformată în bistrițeancă 100%. Da, sunt moldoveancă și atunci, înainte de Revoluție, toți ne doream să mergem acasă sau să ne apropiem de casă. Era o practică, să zic așa, la militari, când terminau școala militară, să fie repartizați mai departe de casa părintească, de locul natal. Eu am terminat școala de subofițeri sanitari și am făcut practica de spital, la spitalul militar din Iași. Mi-a plăcut foarte mult și aș vrea să mă întorc acolo. Vorbisem eu cu asistentele de acolo, am întrebat dacă sunt locuri libere, dacă aș putea să vin. Și au zis, da, este un loc, așteptăm un cadru nou, nu știm dacă se va elibera anul ăsta. Spre nefericirea mea, n-a fost loc scos la concurs. Și atunci, cel mai aproape mi-a fost Bistrița. Și am ales un oraș pe care nu-l cunoșteam, nu fusese niciodată în Bistrița și dacă vreți, vă povestesc o mică povestioară de cum am ajuns aici. Chiar am plecat de acasă, tata mi-a zis dacă vreau să mă ajute, i-am spus nu, mă descurc, m-am îmbrăcat în ținuta militară care era obligatorie atunci, mi-am luat geamantanul de promoție care era un geamantan mare cu de toate și am ajuns în gară la Bistrița, pe peronul gării. Până m-am dezmeticit eu ce se întâmplă, voiam să găsesc un taxi care să mă ducă la căminul de garnizoană. Și uitându-mă eu după taxi, se pare că n-am mai găsit, erau doar câteva care plecaseră. Nu știam ce să fac, eram un pic dezorientată. Și la câțiva zeci de metri era un domn, un șofer cu un autocar pornit și s-a îndreptat către mine și m-a întrebat. M-a văzut militar, singură, pe acolo, așa, dezorientată. Că ce fac? M-a întrebat. Am spus, aș vrea să iau un mijloc de transport, să ajung la căminul militar. O, zice, au fost câteva taxiuri, dar trebuia să vă grăbiți, că au plecat. Nu mai aveți cu ce merge. Dar zice, dacă vreți, eu aștept un grup de pionieri de la mare și n-am pornire la mașină, la autobuz, de-aia și l-ați pornit și auzisem și eu în stație că are întârziere trenul 40 de minute. Și zice, dacă vreți, eu în timpul ăsta vă duc eu. M-am uitat la domnul ăla, m-am gândit în sinea mea să accept sau nu să merg cu autobuzul, dar nu găseam altă soluție, atunci nu știam ce să fac și am zis că accept. Nici n-ați mai fost în Bistrița. Nu fusesem niciodată. Era prima dată. Am urcat în autobuz, sfioasă, speriată. Câți ani aveați? Păi 25. Și când am ajuns la cămin, m-a ajutat
la bagaje, m-am și gândit, am venit eu cu autobuzul, cine știe cât mă taxează, aveam eu foarte mulți bani la mine, dar zic, asta e. Și la plecare am zis, vă rog să-mi spuneți cât mă costă. Zice, nu vă costă nimic, că pe drum am povestit câteva vorbe și am spus că vin din Botoșani. Și a zis, nu vă iau niciun ban, vreau să vă demonstrez prin asta că ardelenii sunt oameni cum se cade și că ați venit într-un loc minunat, o să vă placă și orașul și poate rămâneți aici. Așa a și fost. Și așa a și așa fost. Și nimic nu e întâmplător. Exact. Pentru că aici ați și găsit jumătatea. Da. Și ați rămas aici. Peste un an de zile deja m-am și căsătorit și peste încă un an am avut fetița. Deci le-am rezolvat pe toate. Da, exact. Aș vrea să-mi povestiți puțin cum ați ales această carieră militară. Ce v-a determinat să faceți pasul spre această meserie urmă, grea, da, pentru o femeie? Da, în momentul în care eu am decis să merg la examen, erau foarte puține locuri pentru fete. Era neobișnuit, de fapt, să fie fete în armată. Era un procent destul de mic. Și am auzit întâmplător că se fac înscrieri la centru militar și eu în povestea asta o să merg pe două părți, una personală și cealaltă sentimentală. De ce? Pentru că, da, mi-a plăcut când am mers la centru militar și am văzut acolo cadre militare, ordine, disciplină, totul era aliniat frumos. Și am zis, vai, ce frumos, e, ce mi-ar place să lucrez eu în mediul ăsta. E adevărat că 9 fetelor care am îmbrățișat meseria asta, în primul rând, ne-a plăcut uniforma, trebuie să recunoaștem. Ne-a frapat. Stă bine, arată bine. Sigur că în spatele ei este muncă, este efort, sunt sacrificii, dar la prima vedere este frumos. Și când mi-am ales subofițeri sanitari, am reușit să-mi plătesc 2 domenii care mi-au plăcut mie foarte tare. Eu am vrut să dau în domeniul medical după ce am terminat liceul, n-a fost să fie, iar militaria mi-a plăcut din prima și am zis, uite ce bine se împletesc amândouă. Și, într-adevăr, mi s-au potrivit ca o mănușă, să zic așa. Dacă vorbesc de partea sentimentală, în momentul în care m-am decis pentru că am vrut să aduc o mulțumire tatălui meu. Tatăl meu a fost selectat pentru școală de gradați când era în armată și după foarte puțin timp l-au exmatriculat, l-au scos din școală pentru că făcea parte dintr-o familie de chiaburi. Atunci era o problemă. Da. Părinții lui n-au vrut să se înscrie în colectiv, erau probleme de genul ăla și ei, după ce l-au selectat, au descoperit lucrurile astea și nu numai că l-au exmatriculat și l-au scos din școală, l-au trimis la munci grele, în construcții, 3 ani jumate de armată, așa, să plătească pentru binele de acasă. Da, da. Din păcate. Din păcate, da. Și când am crescut noi mai mari, tata ne povestea povestea asta. Noi am fost 3 surori și a rămas el așa cu un regret că nici el și nici copiii lui, pentru că neavând băieți, da, n-am mai găsit vreo modalitate că ar putea cineva din familie să fie militar. Și atunci m-am gândit, uite ce bine o să fac lui tata o surpriză și o să se bucure. De altfel, nici nu i-am spus că m-am înscris la școală. M-am înscris și am început să învăț. Și am crezut că o să merg la examen și dacă o să intru, o să le spun. N-a ținut mult misterul ăsta pentru că n-am știut că vor veni în verificarea dosarului. Și ne-am pomenit într-o zi cu șeful de post și cu un ofițer de la centrul militar că vine să verifice. Surpriză! Surpriză! Da! Bine, tata s-a bucurat. M-a întrebat de ce nu i-am spus. I-am zis că aș fi vrut surpriza să fie mai mare în momentul când intram în școală. Da, a fost. Surpriza a fost mare. Oricum când a fost, am intrat. Surpriză. Exact. Și s-a bucurat foarte tare și am rămas de acolo încolo băiatul familiei, să zic așa. Da, și recunosc că
a fost tare iubită. Da, sufletul, da. Presupun că da. Mândria. Din păcate, tata acum nu mai este printre noi. Nu de mult am povestit cu mama și și-aducea aminte cum, dacă eu îi spuneam că plec din Bistrița, așa pe la jumătate de oră, o oră, deja se îndrepta spre poartă. Să vă aștepte. Da. Zice, dar vezi că nu m-a pornit, mai sunt câteva ore. Da, zice, mai stau, că poate trece timpul și vine. Foarte tare m-a iubit și foarte tare m-a apreciat că i-am făcut eu bucuria asta. Visul. I-am împlinit visul. Da. Ceea ce este mare lucru. Da. Și ați făcut-o din propria inițiativă, nu că v-ar fi impus el, din dragoste pentru tată. Exact, exact. De aceea spun că este și o parte sentimentală a alegerii meseriei mele. Ulterior, când ați venit în Bistrița, cum v-au primit colegii de aici? Că oamenii bistrițeniști au fost primitori, v-au dus cu autobuzul. Dar colegii, cei de aici? Eu, ce să zic, nu mă pot plânge de modul în care am fost primită din prima zi și până în ultima zi când am trecut în rezervă. Sunt tare mulțumită în sufletul meu că ai mei colegi m-au respectat și m-au admirat și m-au iubit pe toată perioada carierei mele. Colectivul de la Comandamentul Brigăzii 81 Mecanizată General Grigore Bălan sunt niște oameni extraordinari. Este un colectiv de notă mare și cu orice ocazie eu îi menționez și le mulțumesc că m-au acceptat, că m-au ajutat, că m-au înțeles, pentru că tânăr cadru venit din școala militară ai nevoie de susținere, oricât de bun ai fi în școală, când ajungi la locul de muncă, e cu totul altfel. Adică și în acest domeniu teoria e una, practica e cu totul altceva. Bineînțeles. Poftiți-ne puțin de partea de școală. Cum a fost pasul făcut? Adică rezultatele au fost pe măsura așteptărilor sau ceea ce ați văzut acolo? Așteptați mai mult decât ați găsit? Vorbim de școala militară? Da. Școala militară, făcând-o înainte de Revoluție, nu vreau să se supere colegele mele care au făcut după Revoluție, dar nu se compară și nu spun lucruri mari și vorbe mari. Erau condițiile de atunci. Erau momente când n-aveam lumină, n-aveam apă caldă. N-aveam lumină și făceam rost de lumânări, puneam o lumânare pe o noptieră și câte încăpeam în jurul ei, citeam, învățam, pentru că noi aveam foarte mult de învățat având specificul medical. Aveam lectorii noștri erau medici din spitalul militar. Dumnealor nu știau decât că trebuie să știi, ci era firesc așa. Și atunci noi găsim, trebuie să te descurci, să găsești modalități de a te descurca. Și aveam eu o sursă, aveam un cumnat care era preot și mă duceam și dădea lumânări, că bineînțeles nici alea nu se găseau. Și era o mare bucurie când aduceam o lumânare mai mare, care ținea mai mult și putem învăța la specialități, că alea era foarte greu. Comandantul școlii era medic de infecțioase și nu accepta notă mai mic de 9. Păi când mergeam la orele domnului comandant, nu mai conta câte ore dorm noaptea. Trebuia să știi la perfecție. A fost foarte greu. N-aveam apă caldă. Așa, cu relații la bucătărie, din cazanele alea cu grăsimea aia de pentru ciorbă, ne dădea și nouă câte o găleată, dar să fi avut relații cu bucătăresele, să te speli pe cap, erai bucuroasă. Da. A fost greu. Și stăteați la internat? Stăteam în unitate militară. Aveam regim de cazarmă. Da. Noi am fost o companie medicală compusă din două plutoane. Un pluton de fete și unul de băieți. Deci, ne-am supus tot regulilor ca și băieții. N-a fost Nu se făcea nicio diferență. Deci, compania ieșea la muncă, compania ieșea la... Împreună. Da. Ca să vă spun așa un moment hazliu, în prima zi ne-am îmbrăcat, ne-am echipat... Aveam ținută de postav cu pantalon călcat la dungă, ne chinuiam să călcăm când era lumină, era obligatoriu să ai ținuta militară, trebuia să fie ordonată, curată, îngrijită. Asta era sfânt. Și ne-am dus la primul raport și aveam băieții care făcuseră armată și știau ei militarie. Noi
de unde? Și aveam un comandant de companie un pic mai serios, așa mai sever, mai exigent, să zic. Făcuse ceva, o prostioară, un coleg de-al nostru, băieții erau mai neastâmpărați și cum era regula aia, unul pentru toți, toți pentru unul, ne-au pedepsit pe toți, dându-ne comanda culcat. Era o dimineață ploioasă, erau niște bălți pe acolo prin fața noastră și noi ne-am uitat una la alta, n-am înțeles ce să facem, cum adică cu ținuta aia călcată și aranjată să te trântești în baltă. Și comandantul nervos a mai dat odată comanda culcat. Și băieții au zis, fetelor, culcat, n-ați auzit. Și atunci am executat comanda. Deci discuție. N-aveai ce discuta, sigur că da. Păi ne-am tot spălat ținuta, ne-am tot aranjat-o, că după aia trebuia să intrăm la ore și nu prea interesa pe nimeni de ce nu ai ținuta curată sau aranjată. Trebuia să fii la ore, să fii curat și... Nu mai conta că ați fost în baltă cu ori mai devreme. Nu, bineînțeles. Și era regim de cazarmă, adică ne trezeam dimineață la ora 6, făceam sectoarele, după aia mergeam la masă cu cântec. N-ați regretat că ați făcut pasul ăsta? Niciodată. Chiar voiam să menționez, pentru că mi-am ales eu meseria și mi-am ales eu domeniul, niciodată n-am regretat. E foarte important să faci în viață ce-ți place. Că dacă îți place, treci peste toate greutățile. Am avut colege care au venit în școală pentru că a dorit tata sau mama. Și să știi că parte din ele au... Eșuat. Da. Fie că au plecat din școală, fie că imediat după ce am terminat școala, n-au rezistat în sistem. Pentru că n-au ales ce le place. Au ales ce le-a plăcut părinților. E foarte important. Eu niciodată n-am regretat și niciodată nu mi s-a părut greu. În ciuda disciplinei și ordinii greutăților. Și... Făceam plantoane, se făcea noaptea plantonul 1, 2, 3, plantonul 1 la 3 spre dimineața, când te trezeai pe la 3 și era frig. Păi noi aveam 2 ore căldură sau ce să vorbesc. Frig, cu pătura în spate și cu cartea în mână, ne plimbam pe hol și învățam până dimineața. Și dimineața striga deșteptare, mergeam la înviorare și pe sectoare. Am avut sector exterior, undeva la o parcare, acolo la intrarea în unitate. Și erau iernile ieri, nu știu, cu multă zăpadă și viscolea acolo și o dădeam și munceam și o făceam loc la mașini să poată veni comandantul. Nu ne plângeam, dar... Venea din nou zăpada și când ajungeam sus ne chema, n-ați făcut sectorul? Ba, l-am făcut, păi iar e zăpadă. Și mai mergeam o dată și o dădeam. Câteodată nu mergeam la masă ca să ne facem sectorul, pentru că nu era loc de întors, cum se zice. Da. A fost foarte greu. Ca să vă spun cât de greu a fost, că nu era apă caldă, deci ori era apă caldă, ori era căldură, câteva ore. Și dacă una din fete vrea să se spele... O colegă de-a mea a găsit o metodă. Când erau caloriferele calde, a luat apa aia care era foarte rece și o trecea peste calorifere, într-un ighean în altul, ca să ia un pic de căldură din apa de pe calorifer. Și după ce spăla bine caloriferul ăla, se spăla și ea pe cap. Deci cam în condițiile astea am făcut noi școală militară. Dar nu regret niciun moment. Cât de des mergeați acasă? Destul de rar. Da, eu eram locțitoarea comandantului de pluton și... Orice problemă se întâmpla în pluton, răspundeam. Și orice abatere a unei fete însemna o consemnare a mea. Consemnarea însemna să nu ies din unitate în sâmbăta următoare. V-ați obișnuit cu greutățile și v-ați călit de tânără. Da, poate e paradoxal ce spun. Mie mi-au plăcut lucrurile grele în viață. Nu mi-au plăcut lucrurile ușoare. Mi-a plăcut așa să trag din greu, să... Ca să și rezultatul să fie pe măsură, să am satisfacția aia, că am tras din greu. Și asta a fost, și asta a fost un lucru greu. N-a fost ușor. Privit din afară, numai ascultându-vă și mi se pare greu. Da. Apoi să și trăiesc. Ne uitam și noi prin, pe stradă, că aveam vedere către stradă fetele îmbrăcate în sădăluțe, în rochițele, prin iulie, prin au și noi în bocanci. S-a mai supărat comandantul odată și ne-a pus masca pe figură și ne-a dus până acolo de... Am crezut că nu mai ajungem, dar, repet, pentru că am făcut-o din dorința mea și din plăcerea mea, niciodată n-am regretat și mi-a plăcut ceea ce am făcut. Acum aș vrea să traversăm puțin
câțiva ani și să ajungem la partea de misiuni, pentru că mi se pare o poveste extraordinară. Poate unii dintre noi doar am auzit din poveștile altora sau am văzut câteva imagini, dar dumneavoastră ați trăit efectiv. Vreau să povestiți care v-a marcat cel mai mult și ce efect a avut asupra dumneavoastră, a vieții personale. Eu am participat la 3 misiuni internaționale în teatre de operații. Am fost în Irak în 2003 și 2006. Prima femeie din România care a participat. Da, în Irak în 2003 a fost prima misiune a României în Irak, după războiul din Golf. Știți foarte bine, a fost atunci conflictul din Golful Persic. Și în 2003 armata română s-a angajat să meargă acolo. Ce să vă spun, a fost un impact pentru mine. Da, eu am ajuns prima acolo. Noi am fost două fete în seria aia, dar eu am plecat cu câteva zboruri înaintea colegei mele. Colega mea, maestru bucătar de meserie, a venit după câteva zboruri. Am ajuns acolo, nu o să uit niciodată, era o furtună de nisip, de nu se vedea om cu om. Și noi am fost în sub comandă italiană, sub comanda unei brigăzi din Sicilia și la logistica lor. În sensul în care ei ne hrăneau, mâncam cu ei, dar tabăra a trebuit să ne o instalăm noi. Toate materialele ne-au mers cu vaporul pe apă, noi am mers pe calea aerului și din Golful Persic, din Kuwait, am mers și am recuperat materialele per terestru. A fost o întreagă poveste, nebunie. Și am fost cazați în corturile pe care noi ni le-am dus. Deci era ceva de genul, dacă îți faci cortul să ai unde să dormi, dacă nu, nu ai unde să stai. Eu când am ajuns, era o clădire, dacă se poate spune așa, și în capătul ei s-a închis așa o încăpere de 3x3, atât că se încapă 2x4, unde să stăm noi. Și când am ajuns acolo, în toată nebunia aia și în toată furtuna aia de nisip, șeful logisticii, domnul colonel Cicioc, că îl știți, a zis: Maria, uite, aici o să stai tu. M-am uitat așa mirată, am măturat un pic acolo, am strâns să fac un pic de ordine și am mers să-mi aduc un pat și o pernă unde să pot să dorm peste noapte. Și mi-am adus un pat și o pernă, acolo toată lumea, fiecare pentru el până la urmă, că mergi fiecare pe direcția lui, să zic. Da. Adică fiecare rolul lui. Exact, suntem un colectiv, echipă. Suntem o echipă, colaborăm, dar fiecare și are rostul și rolul lui acolo. Bine definit. Și bine definit. De și acasă, de aici, nu există că ești femeie și hai să te ajut. Nu, îți trebuie un lucru, te duci și ți-l faci. Și mi-am încropit acolo un pat și o pernă, mi-am pus arma sub cap, că era cel mai sigur că o am și că o păzesc, și m-am odihnit. Dacă se poate spune odihnit în noaptea aia, pentru că eram singură, peste noapte se auzeau tot felul de zgomote de tehnică militară, adică mai clănțăneau niște mitraliere pe undeva, mai treceau niște elicoptere care nu înțelegeam sunt ale noastre sau altora, se apropiau foarte tare de tabără și mă înfricau, deci nu, și nu aveam cu cine să povestesc, nu aveam cu cine să împărtășesc frica de noaptea aia. Era prima noapte, eram singură, eram prima acolo. Colega mea a venit ulterior și foarte bine că am fost două ulterior, că e greu să fii eu unul singur într-un colectiv de 400 de bărbați. Wow. Da, erau 403 bărbați și noi două femei. Dar făceați cât toți 400. Făceam cât trebuia să facem. Și așa a fost prima întâlnire sau primul contact al meu cu Irakul. A fost foarte grea misiunea. A doua zi, sigur, fiecare a încercat să-și construiască cortul în care trebuia să doarmă. Noi, compartimentul medical, trebuia să ridicăm punctul medical, pentru că din prima zi au început să apară probleme de sănătate.
am făcut contact cu temperaturile alea mari de acolo. Noi când am aterizat și am coborât pe aeroportul din Talil, de aproape de tabăra noastră, am crezut că este căldura de la motoarele avioanelor de așa de cald și credeam că pe măsură ce ne îndepărtăm o să fie altfel. Dar ne-am convins că, de fapt, aceea era temperatura la care, în care trebuia să, să stăm noi 6-7 luni. Da, a fost foarte cald. Ajungea, am avut într-o zi 64 de grade. Foarte cald. Cu vestă și cu cască și în tehnica care și ea se încingea la căldura aia, că e metal, vă puteți da seama, simțeam cum curge apa pe spate, așa și roaie. Și era riscul de dezidratare, de tot. Sigur, bineînțeles. Și au apărut problemele cu băieților, de azi, din prima zi, dezidratare, alergii, tot felul de probleme pentru de sănătate. Pentru că vânt doar cât te-ai pregătit teoretic aici și practic. Da, și oricât de călit ai fi, nu se compară cu problemele. Organismul nu era pregătit. Nu era pregătit și noi trebuia să facem față din prima zi și acestor probleme. Da. Nu mai zic că dacă nu am avut nimic acolo și totul noi am construit, n-am avut din primele zile un frigider să punem la rece soluțiile perfuzabile. Era o problemă pentru noi că erau fierbinți. Nu le puteam administra, ne era frică să le administrăm. Și am găsit o metodă să le punem pe un ciorap ud și să le punem în fața unui ventilator pe care l-am găsit, să le un pic să le răcească, să le putem administra. Și am ridicat punctul medical, tot personalul medical, să știi că am pus mâna pe ciocan, am bătut podele, am ridicat țăruși, am lucrat cu băieții cot la cot, că acolo toți suntem egali, nimeni nu ține cont că ești femeie și lucrul ăla nu-l faci. Nu, dacă acolo tu trebuie să lucrezi în punctul medical, trebuie să ridici punctul medical și să stai și să muncești acolo. N-a fost ușor, a fost foarte greu. Dar, din nou, pentru că mi-am ales, pentru că asta mi-a fost cariera mea, asta mi-a fost meseria mea, nu m-am plâns niciodată. Acum povestesc că m-ai provocat. Și în general, detașată. Și detașată. În general, mie nu-mi place să povestesc despre mine. Acum fac o excepție. Păi, n-aveți încotro acum, pentru că e o poveste care trebuie să fie auzită, merită să fie auzită și... Da, fetița mea îmi spune deseori de ce nu scriu ceea ce am petrecut pe acolo. Sau să vă ajute ea. Da, probabil. Să scrie ea ce-i povestiți dumneavoastră. Aia da. E o combinație mai ușor. Bună. Da, eu i-am povestit foarte multe lucruri și de multe ori mai povestesc câte ceva nou și zice, asta nu mi-ai spus-o mama. Păi nu, pentru că sunt multe de povestit și probabil că de fiecare dată o să mi-aduc aminte de câte alte momente. Ce v-a marcat în prima ieșire a dumneavoastră acolo? Ca și femeie, ca și mamă, ca și om de armată. Multe, multe momente dificile au fost acolo. Unul din momentele care m-a marcat a fost când într-o zi, nu la foarte mult timp după ce am ajuns, colegii noștri italieni, cu care de altfel serveam masă împreună și deja ne cunoșteam și stăteam în același camp, au avut un incident în clădirea lor unde erau cazați carabinierii, a intrat un sinucigaș, a făcut implozie clădirea și au murit toți. Au murit 24 în ziua aia, cei care erau la odihnă, că ceilalți erau în posturi. Și a fost o mare tragedie și pentru ei și pentru noi. A doua zi am făcut parte din grupul de români care am condus 24 de secrie la avion și ne gândeam la familiile lor, ne gândeam că noi puteam fi în locul lor sau noi putem fi de aici încolo în locul lor. Era periculos. În ziua aia nu prea am vorbit unul cu altul. Ne-am întristat, dar știam când am plecat că acolo o să fie pericol și o să fie greu. Ne-am resetat, ne-am revenit și am luat, să zic așa, pulsul din nou și am continuat activitatea acolo. Fiind și acolo în compartimentul medical, trebuia să
și dacă nu puteai, trebuia să faci efort să fii bine, să fii vesel. Colegii să care transmit. Veneau acolo, veneau cu problemele da. Lor. Nu trebuia să te găsească pe tine supărat, abătut sau într-o altă stare decât cu zâmbetul pe buze, să-i dai speranță, să-l ajuți, să-l tratezi. Și trebuia să treci de bariera aia. Și a doua zi să fii altul și să o iei din nou de la capăt și tot așa. Ce vă motiva să mergeți înainte? Să fiți așa cum ați descris, încrezătoare, pozitivă, veselă, deși poate în suflet nu era chiar așa. Pentru că știu că aveați acasă familia. Mama nici nu știa din câte am eu informația că ați fost plecată și v-a văzut la televizor. Când coboram din avion, da. O surpriză! Da, o sunam în fiecare duminică și spuneam că vorbesc de la Bistrița. Ați dori să o protejați, presupun. Da. Da, pentru că nu ar fi fost de acord să merg acolo și sunam întâi soțul și întrebam ce e pe acasă, cum e vremea, că mă așteptam la întrebările ei. Și atunci soțul îmi spunea, uite, plouă sau... Deci ei au fost părtași la povestea asta, da, familia, da. Soțul și mama și mă și întreba, ce e pe acolo, cum e vremea, e bine, plouă sau e soare, în funcție de informațiile pe care le primeam de acasă. Și așa am mințit-o cumva... Pentru motivul ăsta, de a o proteja, pentru că mie nu-mi folosea la nimic că ea plângea acasă, că ea se îngrijora așa pentru e. mine. Și atunci, dacă am putut să fac lucrul ăsta... Cât să ne avea Mihaela, fata dumneavoastră? Mihaela era în clasa 8-a când am plecat în prima misiune. Apropo de întrebarea care au fost motivele, momentele... Da. Ce vă motivă? Dificile. Așa. Ajungem și acolo. Momente dificile și aici le-aș împărți în momente dificile de acolo și momente dificile care însemna familia. Dacă m-a marcat ceva din multe alte probleme și momente, a fost când am plecat în Afganistan. Mihaela era studentă la Cluj și era foarte bolnavă când a venit să mă conducă la avion. Răcită. Avea o laringită și nu putea vorbi deloc. Și am convenit amândouă că suntem puternice, suntem bărbate și nu plângem la despărțire. Ea nu putea vorbi pentru că avea laringita aia, dar în momentul în care a trebuit să ne despărțim și eu să urc în avion, mi-a șoptit la ureche: mama, atâtea lucruri aș vrea să-ți spun și nu pot. Atunci am simțit așa că mă prăbușesc. Dar m-am întărit și am spus: Mihaela, am zis că suntem puternice. De acolo a și plecat la spital, de altfel. A plecat direct la spitalul militar și a fost acolo și un incident destul de urât despre care mi-a povestit ulterior. Oricum, până la urmă s-a tratat și a fost bine. Dar închipuiți-vă așa că sunteți mămică, cam cum am burat eu până acolo, pe avion, până am luat legătura cu ea să știu că e bine. Și m-a marcat foarte tare momentul ăla. Au mai fost momente grele. Dar... V-a înțeles? Ea, copilul dumneavoastră, înțelegea de fapt sacrificiul pe care îl făceați? Când a fost mică, cred că nu a înțeles foarte bine. Atâta doar că era mândră de mine. Mergea la școală și întrebau colegii și profesorul de mama și zicea că e plecată în teatru de operații, mama e militar, e plecată acolo, cum zicea ea, că e plecată în război și așa, și era mândră de mine, n-a înțeles la început, îs convinsă, dar când a fost mai mare în ultima misiune, când am decis să plec... Când a fost ultima misiune? În 2010. În 2010. Ea a auzit o discuția mea cu soțul meu, cu taicăsu, și a intervenit și a spus: mama, dacă tu trebuie să pleci și vrei să pleci în misiune, te rog, eu nu vreau să fiu un impediment în calea carierei tale. Este decizia ta. Eu să știi că acasă o să mă descurc cu tata, că acum sunt mare și o să ne descurcăm amândoi. M-a eliberat un pic așa de emoții și de griji și... Așa am zis, dacă tu îmi dai ok-ul, eu plec. Dacă nu, fac cumva și nu plec. Știu că și soțul dumneavoastră a îmbrățișat cariera militară, vine din această zonă.
Deci erați doi în casă. Da, soțul meu este colonel în rezervă de poliție. El a fost ofițer de poliție. A fost doi militari în casă, n-a fost ușor. N-a fost nici pentru Mihaela ușor. Că plecam amândoi într-o noapte, era mică, am plecat, el era de serviciu și eu am avut alarmă și am lăsat-o în casă împătut și am plecat. A venit o vecină și a găsit-o. N-am avut de ales. A venit o vecină și mă căuta și a găsit-o în casă singură. Au fost și momente din astea, că trebuia să pleci și să... Și totuși, cred că au ajutat-o pentru ceea ce este ea acum. Sunt convinsă că da. Da, copiii se zice că îi copie pe părinți sau așa iau e. De la părinți ce credei că e mai bun. Mihaela... N-a îmbrățișat cariera militară. Dar... Cred că a luat tot ce e mai bun de la noi. Mihaela este o realizare a mea și dacă tot vorbesc de realizări, nu pot să nu vorbesc despre Mihaela. Ea probabil că o să se supere când o să audă, că nu prea îi place să vorbesc dar despre ea, dar nu pot să nu spun că este un copil minunat. Este un copil care muncește mult. Pe de o parte este un copil tare sensibil, tu știi, ea este, pune suflet în ce face, iubește oamenii, iubește munca, se dăruiește. Total se dăruiește. Da, și da. Este foarte matură pentru vârsta care o are. Deci da, e echilibrată și serioasă. Ea e într-o continuă mișcare și într-o continuă provocare, mereu face câte ceva nou, mereu... E plecată. A avut exemple, da. În familie nu putea să fie altfel. Da. Eu ce să zic, sunt tare mândră de ea. Este una din realizările mele. Eu mai spun așa în glumă, este averea mea mobilă. A fost un copil cu minte. A terminat facultatea la Cluj, apoi a plecat la București, a făcut master în științe politice, apoi a făcut... o academie în comunicare, pentru că ea, ei îi place analiza comportamentală și a făcut o academie în sensul ăsta, a făcut Institutul Diplomatic Român, a lucrat în cadrul guvernului la ANRSC până nu de mult, acum lucrează, s-a implicat în alegeri electorale externe. Deci ea este un copil extraordinar, cu care mă mândresc. Dar departe de casă. Nu mai știți cum este. Este vorba aia românească tare înțeleaptă. Decât să-i duci grija, mai bine îi duci dorul. Așa e. Ea corect. Este bine acolo, se descurcă, este un copil minunat. Și i-am promis, când am trecut în rezervă, și ea tot îmi aduce aminte, i-am promis că... O să fiu alături de ea ori de câte ori o să aibă ea nevoie, că sunt conștientă că am lipsit de lângă ea o perioadă lungă de timp, adunată așa, și am lipsit în momente și frumoase și mai puțin plăcute din viața ei. Și i-am promis și promis și acum cu ocazia asta că oricând ea va avea nevoie de mine, voi fi alături de ea, să încercăm să recuperăm dacă se mai poate din ce am pierdut. Acum să revenim puțin la colegii de muncă, în care v-ați desfășurat, unde v-ați desfășurat activitatea câți ani? Încă o dată 30 de ani în aceeași locație. În aceeași locație. Da, am fost o norocoasă din punctul ăsta de vedere, pentru că, așa cum menționam la începutul discuției, am venit pe locația asta când erau vânătorii de munte, când s-au desființat, a venit Brigada 81 Mecanizată General Grigore Bălan pe aceeași locație și am rămas, m-au preluat cumva, și am rămas în aceeași locație, în aceeași cabinet medical o perioadă de timp. Și nu am decât cuvinte de laudă despre acest colectiv și totdeauna îl menționez ca fiind niște oameni extraordinari care, repet, m-au respectat și m-au admirat și cu care am împărțit și bune și rele. Ca o familie, ca o familie, exact. Câte femei erați în... această echipă de la... La început, eu când am venit din promoție, am fost singură. Da. Acum sunt mai multe. Ulterior am mai venit încă o colegă și încă o colegă și pe parcurs, imediat a fost revoluția, procentul promovabilității femeilor în armată a crescut
Și am avut colegi din an în an, veneau din promoție tot mai multe. La început am fost singură. Da, dar așa ca o glumă, când treceam într-o zi pe lângă fântâna arteziană unde erau copiii acolo și zice un copil către mama lui, zice, mamă, militarul ăsta e femeie? Nu mai văzuse, se uita așa mirat la mine și nu mai văzuse, eram singura. Se spunea că e o zonă interzisă oarecum femeilor, pentru că erați foarte puține, de asta și acea o rigoare și ordine și disciplină, parcă poate era un pic prea mult pentru o femeie care se spunea că e mai emotivă, mai sensibilă, mai fragilă, dar... Uite că tot mai multe doamne și femei sunt în armata română și asta nu face decât să ne bucure. Foarte multe dintre colegele noastre, ale mele, au îmbrățișat meseria și eu am toată admirația pentru ele, pentru că sunt convinsă că toate au iubit meseria și au venit pentru că le-a plăcut să facă meseria. Să știți că cele mai multe cu care cel puțin eu am stat de vorbă mi-au spus că ținuta a fost cea care le-a determinat să facă pasul acesta. Și apoi, pe urmă, ce-au întâlnit. Dar primul lucru a fost ținuta. Și e o ținută care impune respect, mult respect și avem acel patriotism în noi, orice îmi spune. Cred că ne naștem cu el. Da, clar că da. Și nu știu, cred că pe noi militare ne caracterizează sentimentul ăsta, că altfel n-am fi în domeniul ăsta. Eu îmi iubesc țara, îmi iubesc poporul ăsta, eu n-am plecat. De țară sau de oameni? Și de țară și de oameni. Noi după Revoluție am putut să mergem, am fost printr-o țară străină unde ni s-a spus, haideți, uite, și tu în poliție și tu în armată, acum era imediat după Revoluție, puteau să te ia în orice sistem. N-am plecat, n-am vrut să accept și nici n-am regretat. Că după aia, vedeți că dacă veneați, ce bine era. Nu era mai bine. Aici ne-am născut, aici este... Aici sunt strămoșii noștri, aici sunt părinții noștri. Nu, eu sunt, fără să folosesc vorbe mari, sunt o patriotă. Eu și acum când aud cântând imnul, tresar. Ce zic la soțul? Ce se aude? Păi e o festivitate, nu știu, hai să vezi. Mi-a plăcut enorm de mult. Okay. Tot ce a însemnat mediul cazon, rigurozitate, ordine, îmi plăcea să execut ordinele. N-am ezitat niciun moment. Așa sunteți și acasă, în familie? Aceeași ordine și aceeași disciplină? În familie nu prea ne dăm ordine, că știm fiecare ce avem de făcut și ne facem treaba. Bine organizați. Bine organizați. Fiecare avem partea noastră. Nu e nevoie de comenzi. Dar, cum se zice, tot eu-s generalul. Da, glumesc. Păi mai glumim din când în când, dar puțin adevăr este. Ce vreau să vă mai întreb? Pentru că tot mai mult am auzit în ultima perioadă, ultimii ani, că femeile nu se susțin între ele sau că bărbații sunt misogini. Cu care din aceste afirmații sunteți de acord și cu care nu? Sau cu amândouă? Noi am fost puține femei relativ în colectivul în care am lucrat. La noi predomină bărbații. Și noi dintotdeauna am fost un colectiv închegat. Când eram la vânătorii de munte, înainte să fie brigada 81 mecanizată, eram un alt colectiv de femei, erau un pic alte vremuri și ne aducem aminte cu drag, ne organizam 8 martie, organizam ziua de Paște, chiar dacă lucram, dar aduceam acolo roșii și prăjituri. Și să simți sărbătoarea. Așa, ne organizam zilele noastre, fiecare când avea ziua ei, nu știu, eu am simțit o colaborare, un ajutor reciproc, la noi a fost ok. Deci nu sunteți de acord cu niciuna din afirmațiile astea. Noi suntem puține și atunci ne ajutăm, ne înțelegem, nu avem niciun motiv să avem discuții, să avem certuri. Eu m-am împăcat bine cu toate fetele. Eu sunt un om care doresc să fie bine și îmi place să fac bine. Apropo, mă hrănesc din treaba asta. Deci, într-o zi, dacă fac un bine cuiva, ziua aia pentru mine e fericită.
îmi place să fac lucruri bune. Și atunci și cu fetele în unitate am avut o relație de excepție, dovadă că și acum mă sună și mă invită, nu vii pe la noi, că ne dor de tine, ne lipsești. Ori asta înseamnă că a fost bine, că a fost un copil, un colectiv unit. Cu siguranță, da. Altfel nu puteați să aveți rezultate. Da, și apropo de rezultate, chiar vreau să menționez faptul ăsta că pe toată cariera mea am fost apreciată cu calificative de foarte bine și excepțional. Este pentru mine o împlinire și faptul că ești apreciat și ești prețuit, ești motivat. Așa e. Și poți să faci meseria cu plăcere, poți să-ți faci treburile cu drag. Mi-ați ridicat mingea la fileu și vă pot întreba ce înseamnă în cariera dumneavoastră și pentru dumneavoastră succesul. Cum definiți o carieră de succes? Trebuie să ai câteva calități ca să poți să ai succes în activitatea asta, în meseria de militar. Mie îmi place să spun că un militar trebuie să fie puternic, trebuie să fie curajos, trebuie să fie luptător. Puterea consider a fi momentul când cazi și te ridici și spui, nu-i nimic, am căzut, mă ridic și merg mai departe. Îmi place să spun lucrul ăsta și îmi place să spun oamenilor să fie puternici, că numai așa reușim să trecem peste necazuri, peste probleme și peste greutățile vieții, ridicându-ne și spunem ok, a fost așa, mergem înainte. Acum că ne apropiem așa ușor, ușor de finalul acestui interviu, pe mine recunosc că m-a captivat total povestea dumneavoastră și sunt lucruri pe care nu le auzi în fiecare zi și nu oricine poate să ți le povestească. Și încă o dată vă mulțumesc pe calea aceasta că ați acceptat într-un final, după multă, multă perioadă de timp de gândire, să veniți și să vă deschideți sufletul alături de noi. Vreau să vă întreb, așa, ca ultimă întrebare, ca ultim moment din acest interviu. Cum definiți femeia europeană? Nu numai femeia europeană, femeia în general, aș vrea să o văd o femeie luptătoare, o curajoasă, cea care să biruie în viață. Și apropo de puternic, da, să fie o femeie puternică. Să poată să treacă de toate greutățile vieții și să meargă cu fruntea sus înainte. Celor care ne urmăresc acum, ce le transmiteți doamnelor și domnișoarelor care au ascultat povestea dumneavoastră? Așa, un gând de încheiere, pentru că vă las pe dumneavoastră să faceți încheierea, că ale mele cuvinte sunt de prisos. Eu m-aș adresa în mod deosebit colegilor mele, femeilor din armată. Le îndemn, pentru că nu sunt în măsură să dau sfaturi, dar le îndemn să fie niște luptătoare adevărate și le doresc să aibă succes în pregătirea lor profesională, pentru că armata are nevoie de oameni pregătiți, pentru că în jurul nostru situația nu e deloc roz. Vorbim de situația politico-militară din jurul țării noastre și e nevoie ca atât femeile cât și băieții, vorbim de armata română, să fie foarte bine pregătiți, să fie profesioniști și să facă față, dacă e nevoie, să ne apărăm acest pământ și această țară care este a noastră. Aici ne stau bunicii, ne stau părinții, ne stau familiile și este datoria noastră să o facem. Dragii mei, această poveste sper că v-a inspirat, pe mine cel puțin m-a motivat să-mi doresc mai mult, să știu că nimic nu este imposibil. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în fața ecranelor și în data de 9 mai vă așteptăm să fiți acolo, la Sala Polivalentă, să susțineți și să aplaudați femeile europene de anul acesta. Vă mulțumesc încă o dată, o seară plăcută! Prima ploaie de vară nu ține, prima dragoste nu se uite.